Pălăriile de paie au apărut în benzile desenate DC, dacă ați citit Aquaman The Becoming, alături de personajul Aqualed, în timp ce acesta se plimbă în golful amnistiei, le putem observa pe Nami și pe Robin, iar în alt panel, pe fundal, putem vedea și Frankie Auto. Dacă îl mai urmărim pe Aqualed, îl putem vedea cum intră într-un restaurant cu fructe de mare numit Sanjis, iar în dreapta acestuia, îl timp cu privirea și pe Uso, prins foarte adânc într-un apel telefonic. Din păcate, însă nu-i avem pe Luffy sau pe Zoro. Bine, Zoro e probabil pe acolo, doar că pierdut.